Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din BIMNG. Episodul ăsta o să facem ceva puțin mai diferit, ceva ce nu am mai făcut până acum, ceva ce ține de transportul public sau privat, depinde. Dar în mare parte de transportul persoanelor, care și eu și cel care se uită, adică tu și ceilalți și toți. Autobuz, n-am găsit altceva mai similar cu ce avem noi în România. Astea știu că sunt prin Constanța, am văzut multe. București nu. Ba, parcă ba, da. În fine, nu știu, la mine în oraș nu sunt așa de genul. Sunt diferite. Dar chiar, care e diferența între autocar și autobuz? Da, în fine. Faza e că ăsta are un motor de m-a lăsat cu gura mască. Aici. 6 trepte automat ca la mașina sport. Are o viteză mare, 240 am prins cu el și ne-am schimbat și harta, am găsit ceva mult mai șmecher, o altă o de asta, o autostradă mult, mult mai ca lumea, mult mai șmecheră. Mi s-a dat microfonul mai încet de când am intrat în jocul ăsta. Are el o funcție anume care dă microfonul mai încet, aparent. În fine, se reglează el. Hai să dăm drumul, știți, prima oară accident frontal, de fapt izbitură frontală, cum vreți voi să-i spuneți, cu un punct fix, perete, după aruncăm după munte, aici chiar vreau să văd, și după o bușim cu mașină din lateral, nu din față, nu-mi pasă fața, îmi pasă lateralul. Adică o să pun tirul, doamne, o să pun autobuzul așa și o mașină o să vină, uitați-vă cursorul meu, să zicem că e o mașină, o să vină în viteză de aici, așa, bam. Sunt curios ce o să se întâmple, nu știu, cum 300 la oră, să zicem. Adică cu viteză mare vreau să văd cât duce. Deja observați că am 90 la oră. 120. Da, deci se duce, faza nasoală e că nu pot să schimb camera decât pe asta oare. Deși totuși se mișcă volanul, nu înțeleg de ce. O problemă care ar fi la asta e, nimeni nu poartă centură, dar nici nu cred că există. Pe toate scaunele centură. Nu știu, ok, am dat deja cu încetinitorul la 180, ceea ce e mult pentru un de-asta. Cam asta se întâmplă. Vă dați seama, totuși, izbitura e nasolă chiar și pentru cei din spate. Și nu se mai deschid ușile. Dar am uitat să vă zic că se deschid ușile. Bun, și dacă vreți cât mai multe episoade din BIMNG, episodul următor o să facem o mașină pe care foarte mulți ați zis-o de la BMW. Bambeu, nu uitați să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri la seria asta. Bun, deci cam așa arată un impact la 180. Cred că a tăiat din scaunele alea, ia, hai să reparăm. Era până aici formată. Deci șoferul s-a dus. Bine, și impactul vă dați seama că pe toți aruncăm față la 180. E mult. În fine, e cam greu aici. Ce mă interesează pe mine foarte mult, nu o să-i dau not aici, deoarece nu mă interesează șoferul mare parte, mă interesează cei care merg cu mijlocul respectiv. Stai că nu mai știu mapa. Nu mai știam butonul. O să vreau să o arunc de pe munte, aici mă interesează. Nu știu, mergeți în excursie la eu știu unde și picați cu autobuzul. Doamne ferește. Sau nu știu, în fine, doar ne jucăm, nu nimic serios, doamne ferește, dar incidente. Bun. Așa. Și vedem exact ce și cum se întâmplă, dar nu știu. Nu știu cum o să pot să merg eu cu el pe aici. E foarte lung. That's what she said. Oh. Și e ok, ok. Deja e ok, plafon. Și de aici dacă mai coboară dintre astea de aici, dacă coboară e perfect. Nu cred că am șanse. Sau vădam. Ca melcu. Zici că e melc. Hai mă, ia-ți mă viteză, mă. Aruncă-l, mă, așa, viteză. Aruncă-l. Într-o parte. A, perfect, perfect. A, nu-i perfect. N-are nimic. Dar nu știu. Bă, snaipere, ai centură de siguranță pe fiecare scaun? Da.
Da? Da, la unele da, alea mai noi au. Alea mai noi. Nene, Da. noi. E România. Nou. Și România nu se împacă prea bine, știi? Decât la firmele astea privatizate, ce sunt alea noi. La noi în oraș sunt alea, vai de steaua lor, din 90. Bine, eu nu folosesc. Eu am motorișcă. Da, deci nu prea a pățit cine știe ce. O mai arunc o dată tot aici. Sunt curios. Ar fi ceva. Bă, da, e tare de tablă ăsta. S-a spart. S-a spart. Bă, nu, 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 nu. Nu, erau bucăți alea. Și s-au desprins. Stai, mă, nu mai merge să-l arunc și eu prin altă parte. Pe aici. Fără să-l blochez. Oricum, deci se duce pe drum drept, se înfige nebunul, n-are treabă. Da, merge să-i deschid astea, nu m-am arătat. Nimic, wow. Oricum, nu mă ajută cu nimic pe mine. Vreau să văd dinăuntru. Era destul de șmecher. Hai să sperăm că deja... Ok, e un început, e un început. Nu, nu mai e un început. Dacă cade numai păroci, mâine o să pățea. Ok, așteptăm. O, aici e abrupt. Ok, bun. E prima oară când o iau pe traseul ăsta, să zic așa, traseu. Și aici rămâne, nu? Yes, of course. Nu, deci cum am aruncat-o bine pe acolo, numai că trebuie mai sus, cum ar fi mai așa. Da, am arătat bine pe web. Adică undeva aici, așa, ca să nu se mai ducă... E, tot pe acolo e. Așa, uite aici. Atât. Mamă, ce mi se joacă camera asta. Și acum să văd că rămâne pe aici. Poți să accelerezi? Nu, n-are efect. Hai mă, scapă-mă dintre astea, mă. În ce s-a înfipt? Ok, doar masca aia ce i-a sărit. Oh, God. E un început, e bine, e bine, decurge bine. Mamă, dacă aș avea bani să-mi bag piciorul de n-aș face teste cu mașini reale. Știi cum sunt aia, plin de bandă. N-au ce să facă cu ei. Aș face teste de astea. Bine, cred că sunt. 100% sunt chestii de genul. Păi mă interesează ceva, că mie tot îmi umble la audio. Nu vei să stă la și... Oh. Bine, dacă nu ai avea centura, ai fi făcut la Blender. Că se mișcă. Cam așa arată. După ce cade de pe munte, îi dau nota jocului minus. Minus 1. De fapt, celui care l-a făcut, deoarece tabla pe ele nu e atât de rezistentă. Adică am văzut eu unul oprit la noi în oraș, e praf făcut, praf, praf făcut. Și ați văzut și voi pe la televizor, dar ăsta e singurul care l-am găsit. Mai erau dale americane, dar eu n-am treabă cu alea. Și mapa pe care am luat-o eu, a, da, o iau pe asta, o să o vedeți imediat. Asta e mult, 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 mult mai șmecheră. Nu, am greșit butonul. Mă gândeam să o iau să văd cât de... Dar n-are treabă, dar una e. O să iau acum să vedeți cât se duce nebunul ăsta. Și trage... Pardon, trage și dreapta. Spre uimirea mea. Uite, fii atent ca în camera înăuntru. Nu, uite, ăsta să zicem că n-are centură. Deci era puțin nasol. Uite, îi merge volanul, dar nu te lasă să vezi dinăuntru. Se mișcă. Cred că merge și alea, vitezometru, nu? Nu știu. Oricum, se duce, deci vreau să zic că... Asta e mai mult pentru curse, nu știu.
247 am prins cu el. Bine, prinde destul de greu, dar totuși, e ceva. Asta e camera normală. Uite, și nu pot să schimbi, asta e singura. Să mă busez la 200, gen, nu știu, adorme șoferul, uite așa, și începe să o ia pe acolo și intră într-un de ăsta. Ce se întâmplă? Pe dracu, nu se întâmplă nimic. Și șoferul tot merge, să zicem, și intră după în ăsta. Și în ăsta. Mamă, bă, dar nimic nu pățește asta așa mai grav. Și l-am tras pe stânga. În fine, hai să îl pun eu așa. N-am cum să-l ratez. Pana mea, imens. Îl punem cu ușile așa. Și asta nu vreau, că e prea ascuțită. Vreau o mașină să fie una ca și cum, nu știu, aș merge cu mașină la servici și nu văd autobuzul și intru în el. Uite, o luăm totuși pe asta, deși e sport. Dar e cât de cât ok. Na, nu e nici prea prea. Eu nu început. Pana mea. Eu nu început. Eu nu început. Și acum trebuie să o mișc pe asta înapoi. Ups. Da, se mișcă masca aia lui. Mai puțin important asta. Bun. Gata. Tab. Deci asta, vede, și interiorul chiar e o mașină ideală pentru așa ceva. Are borduri mile. Da. Da. Are borduri mile. Ia, putem să facem o întoarcere de aia șmecheră. De la volan. Stați așa, fiți atenți. Mamă, bă! Șofer mă fac. Adică, da. Raliuri scrie pe mine. Ar trebui să aibă 100 și ceva, dar e în mile bordul. 130, yep. Care e top speed-ul? 150, să zicem. Deși în oraș nu mergi cu 150. Mergi cu un 70, 60 pe unde-ți permiți în orașe mari, cum ar fi, nu știu, București. Nu cred că ai pe unde să mergi cu atâta. Cel puțin de când am fost eu, ce am văzut, nu prea e pe unde-i trafic. Depinde și ziua, cred că. Foarte mult, cred că depinde și ziua. Și o să facem testul. Mai spawnez o mașină aici. Știu de ce. O să iau după ceva sport. Sport, sport, sport. Sport de viteză, mă refer. Asta. Spawn eu. Ca să-mi rămână spawn aici. Bun, asta o să mă bușesc cam cu 150, maxim 150. Nici cu 150. Și o să intru în mijlocul lui să văd exact ce se întâmplă. O să intru cu slow motion. Din camera asta o să intru. Ok, am dat cu încetinitorul până acolo. Deci să zicem că eu nu l-am văzut pur și simplu pe el când traversa o intersecție și am intrat în el. Bă, nu cred că l-arunc așa, pana mea, știi? Da. E un fleac. Pentru el e un fleac și pentru mine aș putea spune. Ăsta e interiorul. Yep. Da, probleme cu motorul. Roșu. Ce are ăsta mai exact? E aici, a înduit. La scaun. Destul de ok, pot spune. Stai jos. Speed limit 55. Bă, te dai aici, mă. Tu dai drum. N-am treabă cu tine.
Era șmecher multiplayer, mamă, ce șmecher ar fi ăsta multiplayer. Pff. Și acum o să intrăm cu 300 la oră. Dă-i mă drumul de inimă. Sau cât o prinde nebuna asta. Pe acolo, 300, cred că. Oricum, diferență mare. Nu pot să o controlez. 200... 300 aproape. Ok, destul de ok. Da, pentru mine șoferul mașinii rău de tot. Mort. Morți amândoi dacă e mai și un pasager, logic. Și acum hai să scoatem. S-a supărat pe viața asta. Dă-i mai aici. Păi, n-am scos chestia aia care mănâncă din FPS. E o chestiuță la setări. La video. Oh, merge bine. Da, cine știe. Probabil au făcut un update ceva. Merge foarte bine. Iară. Nimic foarte grav. Ce mă așteptam eu la viteza aia? Mă așteptam pur și simplu să treacă prin, să-l taie. Înțelegeți? Și ce o să facem noi acum? O să testăm cu un tir. O să intrăm cu tirul, tot la fel în lateral. Dar acum un tir care să nu facă lag, un tir totuși, ăsta e greu, e mare, nu, tir, tractor, cap tractor de ăsta. Pana mea, e ok, ia, dacă scot chestia aia merge mai bine, am 40 de FPS-uri, am 60 de FPS-uri. Deci, cred că chestia asta mănâncă mult. Of course că nu. Ok. Da, știi. Pa, 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 pa. Le dăm înapoi cum erau. Ah, bă, am 60 de FPS-uri, ok. Pe tine te dau în spate. Bun, și pe tine te pun înapoi cum trebuie și o să intrăm și cu tirul în ăsta să vedem ce se întâmplă și ăsta ar fi cam ultimul test pentru el. Chiar sunt curios ce iese. Deci nu prea pot să-i dau notă cu alea. Că nu mi se pare nici un pic aproape de realitate. Bine, n-am văzut foarte multe accidente cu chestii de genul. Ia mă, s-a prinde 30 cu spatele. Da, chestia acolo zici că e fața aici. Am intrat cumva pe linie? Văd mașina aia roșie, galbenă, ce-o fi? Ho-ho! Tai că și cu ăsta o făceam aproape. O iau înapoi să văd cât... Backdoors? Dar n-am așa ceva. Nu? Nu, probabil la remorcă dacă ei, n-am. 90. Undeva la 110 o să intru în el. Bine, dar acum să nu comparăm greutățile, că nu prea are treabă. Întoarcere! Oh, nigă, 180. Frumos. Nici că patinează până schimbă viteza. Oricum, acum vedem exact cum se fărâmă, dacă e cum am așteptat sau dacă nu e cum am așteptat eu. Da, undeva la 110, probabil. Mai are o viteză de schimbat. 120 îi dau. Yes, of course. Și aș putea să dau cu slow motion de aici.
Nu, la asta o să vreau să privesc camera așa. Deci viteza 125 de kilometri. Bă, dar-i tare ăsta, mă. Încă mai merge tirul. Adică, observați că împinge. Da, încă mai merge tirul. Bun, tirul n-are mai nici pe naiba. Observați și voi, dar l-a pătruns. Ăsta, bă, dar nu, bă, nu e făcut deloc bine. Pana mea, un tir cu 120. Bă, sniper. Tema. Ai văzut la știri când Bușeaua, nu mai știu, a fost un tir care i-a intrat lui unul în casă. Și nu cred că mergea omul ăla cu 120 cu tirul, știi? Și eu am intrat cu 120 în autobuzul ăsta și zici că Așa. am intrat așa, cu piciorul, am spart ușa, știi? What? Da, deci s-a îndoit tot, se observă că e curbat așa, adică observa și voi, da? Nu mi se pare cine știe ce. Mai merge? Da, poți să și pleci cu el. Logic. Bine, o ia el strâmba. Dar tot merge. Deci, nu prea am ce să-i fac. Dacă ar fi și în realitate cum e jocul ăsta, aș fi în siguranță. Cât de cât. Și tot merge. Nu, nu mai merge, gata, s-a dus. Bă, dar astea n-aveau motorul pe spate. Da. Asta l-are pe față. Sau probabil transmisia aia, ceva pe acolo. Cine știe? Cine n-ai știe? Da, nu are unde pe față, pe spate, pe aici, pe undeva. Cred că unde e asta aici. Că dacă observați, nu vine, hai mă, dă-te-mă așa. Nu vine scaun, vine pur și simplu o chestie. Bun, cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Dacă aveți alte păreri ce am putea să facem, nu ezitați să le lăsați în secțiunea de comentarii. Și noi ne vedem data viitoare. Nu prea pot să-i dau note deoarece nu e deloc aproape de ce vedem noi în realitate, cum se fărâmă ele. Nu știu dacă ați văzut vreodată vreun accident cu un tir și autobuz, nu neapărat cu ochii voștri, poze sau știri. Mare parte știri. Lăsați-mi și spuneți-mi cum a fost. Că sunt 100% sigur că nu a fost cum a fost ăsta nostru. Să se strice puțin aici. Zici că a intrat cineva, a dărâmat un dulapul ăsta pe autobuz. În fine, noi ne vedem data viitoare. Baftă! Pa!